Slăvit să fie Domnul! Amin! Ascultăm Psalmul 91, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 607. Cel ce stă sub ocrotirea Celui Preanalt și se odihnește la umbra Celui Atotputernic, zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea și Dumnezeul meu în care mă încred. Da, El te scapă de lațul vânătorului, de ciumă și de pustiirile ei. El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, că scut și pavăză este credincioșia Lui. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua în amiaza mare. 1000 să cadă alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia, doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel preanalt turnul tău de scăpare. De aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău, că cel va porunci îngerilor săi să te păzească în toate căile tale și ei te vor duce pe mâini ca nu cumva să slovești piciorul de vreo piatră. Vei păși peste lei și peste năpârți și vei călca peste pui de lei și peste șerpi. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi, îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Amin. Psalmul 91 este unul dintre cei mai frumoși psalmi. Este unul dintre psalmii care conține o multitudine de promisiuni. Aici este vorba de cineva care te poate păzi de ceea ce tu nu vezi, de ciumă, de molimă, de săgeată care vine, nu știi, cel ce o trimite stă de obicei în umbră, dar singurul care poate să te păzească îți garantează lucrul acesta, că te poate păzi. Nu numai atât, spune Scriptura, nu trebuie să te temi, nu trebuie ca groaza care cuprinde pământul, mai ales din cauza numărului mare de morți subite, care se va acumula și tot mai mult va apărea, nu trebuie să te temi, pentru că tu trebuie să ai o siguranță și siguranța ți-o prezintă Sfânta Scriptură. Nu numai atât, cel care îți garantează lucrul acesta are miliarde de îngeri. Și el trimite unul să te păzească ca nu cumva să slovești piciorul de pe o piatră. Doar și loviturile la picior sunt contabilizate de el și poate trimite pe cineva să te păzească în domeniul acesta. Nu numai atât, spune el, voi sătura cu viață lungă și mai presus de orice îi voi arăta mântuirea mea, slăvit să fie Domnul. Amin. Oare cine e ființa care poate garanta asemenea lucruri? Vreun primar, vreun președinte? Îmi aduc aminte pe când cât de bățos era Trump, s-a îmbolnăvit și el de COVID. Nu mai vorbesc de domnul Biden, are nu știu câta oară e bolnav, cu toate boosterele luate. Dar nu-l poate păzi pe FBI-ul? Dar nu-l poate păzi NASA cu tot sistemul ăsta? Nu. Nu, pentru că sunt anumite lucruri care depășesc toate granițele, toată puterea, toată înțelepciunea oamenilor. Cel ce a scris Psalmul 91, în schimb, te poate păzi. Slăvit să fie Domnul! Și ăla-i Dumnezeu. Și toți vrem să avem parte din psalmul ăsta. Dar în psalmul ăsta, dacă sunteți atenți, sunt niște condiții. Nu oricine poate beneficia de asta. De aceea, stimații mei ascultători, de orice confesiune religioasă sunteți dumneavoastră, vreau să vă vorbesc de pe pagina Sfintelor Scripturii un lucru care mi-l vorbesc și mie. Ce ar trebui să facă un om ca să fie beneficiarul psalmului 91? Ca Dumnezeu să împlinească cu el aceste cuvinte. Și foarte important de știut lucrurile acestea. Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că în pasajul ăsta biblic, în Psalmul 91, lui Dumnezeu îi place să se compare cu o pasăre care are aripi, care are pene. O pasăre ca o cloșcă care strânge sub aripile ei pe puii ei, îi ocrotește acolo. Dincolo de aripile acestea este necazul, este diavolul, este blestemul, este nenorocirea, este pierzarea și iadul, dincolo de aripile acestea. Dar sub aripile astea ești în deplină siguranță. De aceea versetul 4 spune: El te va acoperi cu penele Lui și te vei ascunde sub aripile Lui, că scut și pavăză este credincioșia Lui. Îi place lui Dumnezeu să se compare cu această pasăre. Și acolo ai siguranță. Dar ca să poți beneficia de siguranța asta, trebuie să intri sub aripile Lui. Și asta e prima condiție. Foarte mulți oameni doresc să aibă parte de ocrotirea, de binecuvântare, de harul, de vindecare și de mântuirea Domnului. Dar nu intră sub aripile Domnului. Stau prin preajmă. Stau pe aproape de aripi, că sunt născuți în familii de credincioși, că mai știu Biblia, că mai cunosc una sau alta, mai vin pe la evanghelizare, dar sunt în zonă.
nu străini, nu-i poți numi că sunt păgâni. Sunt oameni de pe lângă aripi, dar nu sunt intrați sub aripile celui preanalt. Ori prima condiție ca să poți avea parte de această binecuvântare este să intri sub ocrotirea celui preanalt. Și frații mei, m-aș bucura să vă prezint o multitudine de intrări, de uși sub aripile astea. O multitudine, însă Sfânta Scriptură nu ne dă dreptul. Dumnezeu nu ne dă ocazia să intrăm sub aripile Lui decât printr-o singură ușă. Nu ne spune, intrați în numele Arhanghelului Mihail, intrați în numele Îngerului Gavril, intrați în numele lui Avram, părintele tuturor credincioșilor. Nu! Dumnezeu a avut la sânul Său un singur fiu, de aceeași natură și esență cu El, coetern împreună cu El. La vremea potrivită L-a trimis în lumea noastră ca miel al lui Dumnezeu între haitele de lupe a acestui pământ. Hristos n-a venit să trăiască mult și bine, să mănânce bio și să-și petreacă concediu pe malul Mării Negre, moarte sau negre sau altceva. Nu, ci a venit pe pământul ăsta să ia păcatele noastre, păcatele tale, păcatele mele, să le ducă la calvar și să ne deschidă o poartă. Când perdeaua dinăuntru templului la moartea Domnului s-a rupt, s-a deschis o cale nouă și vie. Și orice om prin credința în Iisus Hristos poate intra sub aripile celui preanalt, slăvit să fie Domnul. Amin. Ești intrat acolo? Pentru că constat astăzi că există foarte mulți oameni care se gândesc ce facultate să facă, ce business să înceapă, ce afaceri să continue sau să deruleze, însă niciodată nu-și pun problema aceasta că viața este scurtă. Și oricând poți muri lângă aripile celui preanalt, oricând poți pleca din lumea aceasta lângă făgăduințele Domnului și n-ai parte niciodată de ele. Ori, iubitul meu, există o ușă deschisă. Sfânta Scriptură spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 10 cu versetul 9, așa: Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Amin. Amin. Stimații mei, doar Iisus Hristos este ușa. Atenție că în domeniul acesta al intrării, Iisus este destul de exclusiv. El nu spune eu sunt o ușă, cum ni se pare nouă că ar spune după mulți. Că ar fi și celălalt sfânt, și celălalt părinte bisericesc, și celălalt păstor sau preot. Nu, nu. El vine simplu și spune, eu sunt ușa, punct. El nu spune, eu sunt un adevăr, eu sunt adevărul. El nu spune, eu sunt o parte din viață, eu sunt de fapt viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Îi exclude toate celelalte uși. Aș vrea să te întreb, nu cumva stai la o ușă care nu există? Nu cumva mergi pe o cale pe care Dumnezeu nu o aprobă? Pentru că e o ofensă pentru Dumnezeu să ne-L fi dat pe Fiul Său, pe singurul Său Fiu, și eu să spun, Doamne, Tu L-ai trimis degeaba pe Hristos. Eu, de fapt, vreau să vin la Tine cum am eu, vreau eu. Eu vreau să vin prin numele Maică-mea, de exemplu. De ce nu? Eu vreau să vin, de exemplu, prin numele Bisericii Pentecostale. De ce nu? Și tata se uită, cum adică eu mi-am dat pe singurul meu Fiu? În loc să-L țin la sânul meu, L-am dat să moară pentru păcatele tale și Tu spui că vii la mine pe drumul tău? Asta e o ofensă pentru Dumnezeu, stimații mei. De aceea trebuie să ne smerim și să ne pocăim. Și dacă mergem în prezența lui Dumnezeu, trebuie să mergem pe drumul pe care ne l-a trasat El. Și ușa este Iisus Hristos. Vreau să te întreb, L-ai primit pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor? A intrat pe ușa aceasta? Pentru că ușa aceasta este foarte sugestivă în Biblie. Pentru lumea văzută și nevăzută, un om care intră pe ușă, este că, spunea textul biblic aici foarte frumos și eu vi-l mai citesc încă o dată, Ioan capitolul 10 cu versetul 9, Eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine va fi mântuit. Atenție, va intra, va ieși și va găsi pășune. Există un ritual, există un simbol, există o lucrare pe care o facem când intrăm prin ușă. Prin credința în Iisus Hristos ne botezăm, intrăm, ieșim și dintr-o dată găsim pășune, slăvit să fie Domnul. Vreau să te întreb, ai intrat pe ușa asta? Că nu merge așa să aproape, parcă am intrat, s-ar părea că am intrat, am ieșit. Nu, nu. Ușa asta este momentul când omul păcătos face legământ cu Dumnezeul Sfânt și intră sub aripile Lui prin ușa numită Iisus Hristos prin botez. Să ne ajute Dumnezeu. Amin. Dacă ai intrat, trebuie să știi lucrul acesta și să cunoști. Dacă n-ai intrat încă, nu sta lângă ușă.
Pentru că Biblia ne spune de cinci fecioare neînțelepte, îmbrăcate, care l-au așteptat pe mire până la miezul nopții. Dar ele au rămas în fața unei uși închise, nu în interior. Din nefericire, distanța între ele și salvare și ocrotirea celui preanalt a fost doar groșimea unei uși. Dar din nefericire, repet încă o dată, ușă închisă. De aceea e important câtă vreme trăiești. De aceea e important înaintea oricărei priorități să intre pe ușa aceasta. Vă provoc, stimați părinți creștini, știu că vă pregătiți adolescenții și copiii pentru viitor. Vă gândiți la facultăți de medicină, de arhitectură, de astronautică, de diverse domenii din ce în ce mai grozave, pentru că copiii se pregătesc. Dar e pregătit să intre sub aripile celui preanalt? De foarte multe ori nu le spunem lucrul ăsta. Dar sunt adolescenți care la 14 ani lasă tot și pleacă în veșnicie. Au intrat pe ușa aceasta a mântuirii? E adevărat că biserica oficiază botezul în momentul în care slujitorii au convingerea că el e născut din nou. Dar nu l-o poate opri nimeni ca el, când face diferența între bine și rău, să-l accepte pe Hristos ca Domn al vieții lui și să intre pe uși sub aripile celui preanalt, prin credință, să fie acolo. Nu-l oprește nimeni. Propovăduiți lucrul acesta? Pentru că văd astăzi foarte mulți oameni care merg și mulți tineri care spun în felul următor: măi, Biblia spune că dacă unul dintre părinți este credincios, copilul este considerat sfânt. Și vezi băieți de 30 ceva de ani și fete de 27 de ani sfinți pe baza părinților. Că el într-o copilărie prelungită, el nu încheie legământ cu Domnul, că tata e credincios, e slujitor în adunare și el nu încheie. Iubitul meu, sfințenia asta delegată, că despre asta e vorba, se acordă copilului până la momentul când el face diferența între bine și rău și este responsabil. La evrei, copilul era considerat responsabil la vârsta de 13 ani. Atunci mergea la templu, recita din Tora, de-aia îl găsiți pe Domnul Iisus la 12 ani la templu, recita din Tora și din momentul ăla era numit fiul Torei sau al pedepsei. Adică, în momentul ăla, dacă el nu asculta de părinți, era pasibil de pedeapsă și câteodată de lapidare cu pietre, spune Sfânta Scriptură. De ce? Pentru că era responsabil. Cum de-a noștri nu sunt responsabili la 16 ani? Cum de-a noștri, du-te băieți și învață? Bă, dar este repetiție de cor la adolescent. Nu, tu învață, tu să ajungi medic. După ce ai să ajungi medic, ai să primești tu pe Domnul Iisus. Dar știi sigur că o să ajungă el așa? Oare nu-i cel mai important pentru el să-l primească pe Domnul, să intre pe ușă, să aibă parte de ocrotirea celui preanalt? Și dacă ar fi medic, a fi, și dacă ar fi astronaut, o fi, și dacă ar fi faianțor, o fi, și dacă ar fi șofer, o fi, dar să intre sub aripile celui preanalt. N-ai vrea asta? Îl provoci pentru lucrul acesta? Discuți cu el de problema asta? Că de foarte multe ori, în domeniul ăsta, nu discutăm cu ei. Și ei sunt curioși și ei vor să vadă și le spune: măi, uite, sunt lucrări de făcut în biserică și așa mai departe. Lasă că eu sunt ocupat cu una și alta. Eu sunt atât de aproape de ușă. Este vremea să înțelegi că psalmul acesta, care îți dă garanție de plină și îți dă har și siguranță, este pentru cei ce intră sub aripile celui preanalt. Verifică în seara aceasta dacă ai intrat sub aripile celui preanalt, primind botezul prin credința în Iisus Hristos. Stând pe lista de bisericii de botez, în așa fel încât să intri prin credință în apa botezului, proclamând pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Doamne ajută! Amin. Al doilea pas, după ce ai intrat, și aici mă refer la o grămadă de frați și de surori, trebuie să înveți să stai. Spune Sfânta Scriptură, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt. Cel mai dificil lucru pentru credincioși este să stea. Ne adună Dumnezeu niște comunități sub aripile Lui și ne spune: stați. Păi, dar stând aici, mă plictisesc. Aceleași cântări, aceleași oameni, aceleași cutare, mă cam plictisesc. Învață să stai. Să ieși sub aripile mele. Învață să stai. Când noi a plecat cu corabia și Dumnezeu a închis ușa, nu uitați, nu era locul cel mai potrivit de a sta. Corabia lui Noe n-a fost o corabie de agrement din asta care merg. Nu. Gândiți-vă ce mirosuri erau acolo. Gândiți-vă ce zgomote erau acolo, cu tot felul de specii de viețuitoare. Gândiți-vă la culoare. El trebuia să tencuiască corabia cu smoală pe din afară și pe dinăuntru.
Deci nu avea o culoare tare plăcută. Dar nimănui a venit în cap să sară pe singurul geam care era deasupra, băi, sărim de aici. Pentru că era singura soluție de salvare. Plecai spre mântuire, pentru că Dumnezeu te-a pus acolo. Când ne cheamă Dumnezeu în biserică, sub aripile Lui, ne pune în primul rând să ne învățăm să stăm. Ne mănâncă tălpile. Efectiv, să plecăm. Mă trimite Domnul misiunii. Te-o trimis, Domnul? Foarte mulți dintre frați suferă înfrângere pentru că iesă din sub aripile. Băi, m-am săturat, mă duc să fac bani. S-o duc să facă bani și nu-l mai vezi pe la adunare. S-o duc să facă afaceri. Nu-l mai vezi pe la adunare. Nu-l mai vezi în adunare. Îi înfrânt. Cine știe pe unde? Macină făină la filisteni din cauza aventurilor pe care le-au avut. N-a stat în adunare. Bă, dar eu sunt capabil, domnule, zgrozav. Stai sub aripile celui preanalt. Învață-te aici să stai. Ai să descoperi o grămadă de lucruri. Stai aici. O să te ofenseze cineva. Stai aici, că ești sub aripile celui preanalt. Învață-te să stai aici. E cea mai mare provocare pe care o avem. Ne spune Sfânta Scriptură despre un om care a fost puternic, Samson. Duhul lui Dumnezeu îl mișca sub aripile celui preanalt între Țoarea și Eștaol. Dar lui s-a părut cam limitată zona aia, la forța lui. Dacă era în zilele noastre de astăzi, era campion mondial la culturism, campion mondial la haltere, campion mondial la tot ce presupunea forță. Avea o forță teribilă. Într-o noapte, a luat porțile la o cetate, vă dați seama că porțile de o cetate era zona cea mai slabă a zidurilor. Și de aia era întărită foarte bine, erau porți grele. Le-au luat alea și le-au dus pe un deal. Nu mai știm dacă i-au apucat să le aducă înapoi, s-au făcut altele noi. Dar ăsta era forța lui. Niște forți grozave, o forță grozavă, niște puteri extraordinare pe care Dumnezeu îi le dăduse. Dar omul ăsta care Dumnezeu a vrut să iasă la pensie ca judecător, o zis într-o zi așa, păi eu sunt prea puternic ca să stau între Țoarea și Eștaol, băi. Dar ce are dacă mă duc la Sorec? Dar ce are dacă mă duc la Timna, băi? Ce are dacă mă duc să mai vizitez zona, să mai clătesc și eu ochii? Că doar până la toată urma viața îmi stă înainte și Dumnezeu mă ocrotește, mă păzește. Iubiții mei, din momentul când a părăsit zona de siguranță sau, după textul nostru, aripile celui preanalt, cel mai puternic om, spune Scriptura, n-a durat mult și și-a pierdut puterea, și-a pierdut vederea și într-un final a pierdut viața. Este o, cum să vă spun, o palidă consolare când Biblia spune că la moartea lui a ucis mai mulți dușmani decât în tot timpul vieții sale. Dar cui ajută să-i scrie pe piatra funerară că la urmă a fost iubirui pe toți ceilalți. Eu, când Dumnezeu de fapt a vrut să rămână bătrân, judecător, înțelept între Țoarea și Eștaol. Asta a vrut Dumnezeu de la el. Iubiții mei, caută și vezi limitele tale. Intră sub aripile celui preanalt și rămâi acolo în zonă. Rămâi. Știți ce-i greu pentru noi? Mă uit și la dumneavoastră. Ne-am adunat la o slujbă în care fiecare ați făcut efortul ca să fiți aici. Ați făcut efortul. Unii ați fost la muncă, ați fost în călătorie, ați venit acasă, ați făcut rapid un duș și ați venit în adunare aici. Și dintr-o dată am început să slujim. Și familia care o cântat spre slava Domnului, Domnul să-i binecuvinteze. S-a ridicat corul, cântat niște... M-am uitat așa, suntem obișnuiți cu chestia asta, nu? Ăștia așa trebuie să cânte, unii să duc scânte. Bine că au venit la noi. Corul a făcut repetiții, că doar nu a dormit azi noapte cu partitura nouță, s-o puneam și a venit aici și pe automat a intrat. Dirijorul, de fapt, e diaboliște în fața lor, că ei oricum știu. Nu, e vorba de repetiții, e vorba că eu m-am întors încă o dată înapoi, noi ieșit armonizarea bine și așa mai departe. Bine, până la urmă o cânta cântarea asta înaintea predicii mele, când mă provoacă, trebuie să mă ridic la nivelul cântării voastre, Doamne ajută, din punctul ăsta de vedere. Ei, o cântat, v-am văzut așa, slăviți să fie Domnul, câțiva frați așa, care ne gândim nu știu la ce. Știi ce greu e să stai împreună? Să stai împreună, să-i vezi un om care vine cu tine la slujbă. Și știi ce m-am mai văzut eu? Când unul dintre noi se îmbolnăvește, așa, la plictis, cum intri noi, așa, ăsta aici, s-a îmbolnăvit la spital. Păi, dar și rău îmi pare, parcă nu l-am observat până acum. Păi, dar a murit. Dintr-o dată contează. Dintr-o dată, băi, de ce nu l-am îmbrățișat cât a fost aici? Când o cântat, de ce n-am spus să fii slăvit, să fii Domnul, să felici la urmă? O trecut timpul. Că sub aripile celui preanalt atât de bine ne plictisim unul de celălalt că la un moment dat nici nu observăm că existăm. Că nu mai existăm, dintr-o dată au valoare. Vorbim de eroii noștri. Eroii niciodată nu s-a apreciat cât trăiesc.
cum a murit grozav de mult. Îmi place și la noi așa, câtă vreme anumiți frați trăiesc, mai, nici nu prea îi primim de la, pe la amvon, nici nu îi prea lăsăm să slujească. Cum a murit aceiași păstori care nu l-au primit pe la amvon, fratele ăsta a fost un om al lui Dumnezeu. A fost grozav. Dintr-o dată are valoare, tocmai au plecat. Dar cum de n-am văzut-o până acum? Cum din situația n-a? Știți, din cauza asta a rutinei pe care o avem sub aripile celui prea înalt. Te-aș ruga tare mult sub aripi, verifică zona unde ești. Începe să te bucuri de frați și de surori. Pentru că asta te pune. Foarte mulți vrem să plecăm în misiune de sub aripi. Vrem să scoatem demoni. Vrem să vindecăm. Dar Domnul vine și spune, dar nu ești echipat, măi. Cum să pleci așa, de sub aripile mele? Pleci cu misiune și vii înapoi cu misiune. Nu pleci așa în plimbare unde vrei tu. Mi se pare că m-a chemat Dumnezeu. Nu, trebuie să pleci cu misiune. Dacă n-ai autoritate, nu poți călca peste pui de lei și peste năpârci. Nu poți călca. Trebuie să ai autoritatea asta. Și când mergi în afară, trebuie să fii dotat cu ceva. Ori Scriptura vine și spune, și mă gândeam chiar înainte din mesaj, la lucrurile alea care trebuie să le dezvoltăm noi câtă vreme suntem sub aripi. Și spunea Sfânta Scriptură, câtă vreme suntem aici sub aripile celui preanalt, în a doua epistolă a Apostolului Petru, capitolul 1, cu versetul 5, spune Scriptura așa, de aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați. Asta se face sub aripi. Când ai învățat să iubești pe frații tăi cum trebuie, poți să-l atrezi la următoarea. Foarte mulți dintre noi nu suntem buni de misiune. Când mergem la oameni să le spunem, dacă nu ești mântuit, în iad cu tine, ai terminat-o. Băi, asta e dragoste de oameni. Tu mai mult să-i sperie, măi. Pentru că nu înveți în biserică să iubești pe frați. Să li vezi valoarea. Să li vezi timpul pe care l-o petrecut la repetiție. Să vezi că a venit în adunare. În loc să stea acasă, a venit aici. L-ai observat? Sau observi numai scaunul pe care îl uzează? Oricât ești sub aripile celui prea înalt, înveți să... toate virtuțile astea să le legi una de alta și să încununezi cu dragostea de frați. Doamne ajută! Când ai dragostea de frați, ai baza să poți pleca să iubești pe oameni și să le spui, nu pentru că am ceva cu credința ta, nu pentru că nu recunosc credința ta, ci efectiv vreau să spun adevărul. Iisus Hristos a murit pentru toți și singura cale de mântuire rămâne Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Eu doar îți prezint adevărul și din dragoste continui să mă rog pentru tine. Și atunci omul înțelege că îl iubești. Omul pricepe lucrul acesta. Pentru că ai baza dragostei de frați. De aceea dragostea de frați ne este verificată, frații mei. Nu te ajută la nimic să faci turism spiritual. Adică dacă nu-l pot iubi pe fratele de aici, mă duc la Elim, Viena. Dacă nu pot iubi pe careva de acolo, mă tot plimb la Viena Neustadt, că eu tot am îmblat în zona aceasta, mă duc tot, mă mut într-o parte în alta. Pentru că constați pe măsură ce te duci dintr-o parte în alta, că parcă e din șin și mai greu de iubit unde te duci. Pentru că cel mai bine, treapta cea mai bună, unde ai fost la început. De multe ori chiar că trebuie să ajungi în zona respectivă. Învață-te acolo să te temperezi. Învață-te acolo să răbzi, învață-te acolo să ai dragoste de frați, învață-te acolo să-ți fie plăcut, Doamne ajută! Amin. Și când vii cu plăcere la adunare, știi că nici tu nu ești perfect, nici ceilalți nu-s perfecți, dar suntem perfectibili. Și am venit în seara asta să ne pocăim, nu dintr-o dată, ca să spunem, puțin mai mult, că am vrea noi la multe, dar în seara asta ne pocăim puțin mai mult. Și dacă ne mai ajută și frații cu un avânt înainte, e ceva extraordinar, dar la asta venim aici. Când ești sub aripile celui preanalt, te-aș ruga tare mult, verifică dacă ești acolo. Pentru că cel ce stă sub aripile celui preanalt se poate odihni. De foarte multe ori ne credem capabili de o grămadă de misiuni, că noi trebuie să facem, că trebuie să lucrăm. Frații mei, nu toți sunt chemați să facă misiuni în Africa. Nu toți sunt chemați să fii predicatori. Nu toți sunt chemați să scoată dragi. Nu toți sunt chemați. Sunt oameni cu abilități speciale. Sunt oameni chemați să lucreze într-un anumit fel. Sunt oameni cu daruri. Dar aici, din mijlocul nostru, noi ne rugăm pentru ei. Uite, familia asta, aproape toți cântă la instrumente. Aș vrea și eu să cânt la un instrument. Dacă mi-l dă, îmi trebuie repetiții și nici nu știu dacă le am, din punctul ăsta de vedere. Dar ei cântă. Mi-e greu să-l laud pe Domnul pentru că ei cântă la vioară și în locul meu, care poate nu știu. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Mă bucur de ei. Foarte interesant, frații mei, că nu învățăm lucrul ăsta.
Văd în foarte multe comunități care au valori grozave. Oameni care cântă, oameni care recită, oameni care slujesc, oameni care fac de ordine. Nu-i vede nimeni, treci pe lângă el de parcă e invizibil, așa. Treci pe lângă el, chiar, dar tu erai. De ce? Treci pe lângă el, așa. Când se mută omul ăla într-o altă comunitate, observăm, băi, dar era cineva aici, care totuși zâmbea la noi, care totuși ne primea, era totuși cineva. Știi ce e interesant? Că omul acela ajunge foarte apreciat în altă parte. Ajunge să predice în altă parte, crește în altă parte, are o voce superbă în altă parte, e foarte apreciat în altă parte. Și noi toți spunem, ăsta de la noi a plecat. Nu? Cam așa spunem, ăsta de la noi a plecat, dar când cât a stat la noi, numai el știe cum a dus-o. Frații mei, oare când învățăm lecția asta? Oare când o învățăm? Să ne uităm la copiii ăștia ca viitori evangheliști, să le fie drag să vie la adunare. Să le spună tata și mama, dacă vreți să întârziați, e treaba voastră. Eu vreau să mă duc, mă întâlnesc cu colegii mei, cu frații mei, vreau să învățăm o cântare, să slăvim pe Domnul, că ne-i dragă casa Domnului. Când învățăm aspectele astea? Că astea, nu e numai politică bisericească sub aripile celui preanalt. E o zonă în care învățăm să ne apreciem, să ne vedem valoarea, să ne corectăm cu dragoste. Pentru că atunci când ești sub aripile celui preanalt și cânți cu frații, dai mâna cu ei, îi îmbrățișezi când e cazul, îi întărești când e cazul, te duci acasă și chiar dacă n-ai fost în Africa și chiar dacă nu s-a făcut o lucrare măreață prin tine grozavă, te duci acasă și te odihnești. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește. Te poți odihni liniștit. Chiar dacă n-a făcut Dumnezeu niște lucrări mărețe, vin oameni în mijlocul nostru care îi spun, fraților, Dumnezeu m-a vindecat de cancer, slăvit să fie Domnul! Ne bucurăm pentru el, dar eu nu aștept să mă îmbolnăvesc de cancer ca după aceea strâng cu aleluia din tot sufletul meu. Strâng înainte de a mă îmbolnăvi vreodată, să mă ajute Dumnezeu pe mine și pe voi. Nu avem nevoie de experiență de asta neapărat. Dacă este cineva care a trecut printr-un mare accident, eu n-am nevoie de accidentul ăla. Eu în seara asta îl laud pe Domnul ca să n-am accidentul ăla. Efectiv, mă pun la dispoziția Domnului cu tot ce am. N-ar trebui oare? Evreii au foarte multe sărbători. Toate sărbătorile pe care le au ei au legătură cu ceea ce a fost, cu un eveniment care s-a întâmplat. Există însă o sărbătoare pe care evreii o sărbătoresc, care nu s-a întâmplat niciodată evenimentul respectiv, și anume Purimul. La Purim cineva a uneltit împreună cu toți cei din zona, din guvern și cu așa, să nimicească pe evrei. Și evreii s-au rugat și au postit și de Purim n-au mai fost nimiciți. Ceea ce trebuia să se întâmple în istorie, să dispară ca națiune, nu s-a mai întâmplat. Și în fiecare an ei sărbătoresc o sărbătoare care nu s-a întâmplat în viața lor. Iubiții mei, în seara asta suntem aici să sărbătorim că nu ne-am îmbolnăvit de cancer, slăviți să fie Domnul. Suntem aici să sărbătorim că n-am avut accident și nu suntem la terapie intensivă. Putem sărbători? Doamne ajută! Oare când venim la adunare sub aripile celui preanalt, de ce să nu o facem, frații mei? Înainte de a cânta cineva o cântare să ne miște, înainte de a se ruga cineva, băi, sunt aici să sărbătoresc, că-s viu, lăudați să fie Domnul, că pot mișca, că pot striga. Oare de ce să nu trăim starea asta? Asta o înveți sub aripile celui preanalt. Când îți vezi limitele tale, când îți vezi zona în care te așează Dumnezeu, să trăiești împreună cu frații, vei observa că ai slăbiciuni și frații la fel le au. Nu știu cât te mângâie pe tine, dar la un moment dat când vezi slăbiciuni la alții, de obicei uiți de-a tale. Dar e bine să nu uiți de-a tale și când te uiți la alții, să te uiți prin prisma la tale, că atunci ești mai îngăduitor. Dar cu toate astea, când ești sub aripile celui preanalt, dintr-o dată ne putem corecta unii pe alții. Dintr-o dată. Vrei, nu vrei, venind la aceleași repetiții, la aceleași slujbe, la un moment dat ai acces în viața mea la lucruri pe care eu am grijă să le ascund. Și numai nevasta le știe. Dar la un moment dat ies în decor. La un moment dat spun ceva. La un moment dat am o situație așa, m-ai îmbufnat. Și tu și mă, dar și ai, frate. Și la un moment dat mai și întreb și eu vin și spun. Și ăsta e momentul când eu scot din viața mea anumite lucruri cu care mă lupt. Care e situația? Sunteți sub aripile celui preanalt. Mă poți ajuta? Eu am întâlnit oameni care s-au corectat, frații mei. Am un exemplu pe care îl dau eu de obicei, așa și spun. De exemplu, dacă bunicul meu a fost iute, te duceai la el să-i ceri, de exemplu, o sapă, prima dată îți dădea o palmă și după aceea întreba, ce vrei, băiete? Bineînțeles, cu faca roșie, spuneai, sapă, vreau. Îți dădea sapă. Bun, bunicul era așa, iute, îi sărea resortul imediat, avea arcuri. Tata la fel, eu care sunt nepotul lui. Și eu parcă sunt așa.
De ce? Pentru că spune Scriptura, părinții nu ne dau numai avere și casă. Spunea cuvântul Domnului, Hristos ne-a mântuit de sub felul deșert de vețuire pe care îl moșteniserăm de la părinții, ne dau o moștenire. Dacă bunicul, tata, iuti, eu siuti. Dacă bunicul, tata, îi plac anumite vicii, mie la fel îmi plac alea. Nu sunt eu vinovat. Nu sunt eu vinovat. Le moștenesc. De aceea pocăința e ușoară. Pentru că Dumnezeu vrea să nu mai transmitem măcar la copiii noștri lucrurile pe care le-am primit noi moștenire. Pocăința rupe blestemul ăsta al moștenirii astea și îi dai la copilul tău o stare în care să nu mai fie așa iute. O fie el normal așa, dar nu mai iute ca bunicul. De ce? Pentru că rup lanțul ăsta. Presupunem că vii în biserică și în biserică la un moment dat, imediat, ai ceva, nu umblă la resorturi, la mâini, dar la vorbă așa, să spui imediat, să corectezi imediat și așa mai departe. Și la un biserică, frate, spune, frate, ești cam iutișor așa. Păi și faci, ce să fac? Stai și lângă mine așa. Stai lângă mine și încetul cu încetul. La adunare generală. Fraților, eu sunt de părere. Nici nu termină la cuvântul și tu știi și părerea are ăla și cum poți să o combați. Și arcul nu-i la mâini. E sub fund așa. Imediat site în sus. E cineva lângă tine. Nu te fă de râs. Nu te fă de râs. O faci de râs pe nevasta, faci de râs familia, stai jos. Mă, dar așa mi se dă, știu cum ți se dă. Știu, dar nu știi de unde ți se dă. E mai bine să mai stai așa. Bine, stă o bucată, să faci verde, roșu la față, să faci cu tare. Peste 5 ani când vii în aceeași biserică, vei găsi un om calm. De ce? El singur nu putea, dar cu ajutorul fraților să rezolvă problema. Câteodată e dificil. Eu le-am mai spus la frați, exemplu ăsta, Moise a fost fiul fiicei lui Faraon. Pe undeva avea dreptul la tronul Egiptului. De aceea a fost și educat ca atare. Diaconul Ștefan spune despre el că a învățat toată înțelepciunea egiptenilor. Atenție, noi nici acum nu știm cum s-au construit piramidele. Nu cunoaștem. Fără și cu aparatura noastră ce o avem la momentul actual, nu putem lua ce au lucrat ei acolo ca să putem face. A învățat toată structura. La vremea aceea, Egiptul era singura putere mondială a lumii. Aveau matematicieni, aveau filozofi, aveau militari, totul a învățat Moise, la 40 de ani licențiat în toate, iese să vadă ce se întâmplă. Și vede un egiptean care chinuia un evreu. Și nu ne spune Scriptura că s-o chinui tare mult. Știa el niște chestii așa, niște lupte? Nu l-o logi pe ăla să meargă la șchiop vreo săptămână. L-o ucis, imediat. L-o ucis, l-o băga sub nisip, o rezolva problema lui ăsta. Când a ieșit a doua zi, doi evrei se iertau. Și spune lui ăla care l-a abuzat pe frații său. Băi, de ce faci greșeala asta să... Și ăla spune, dar ce vrei să mă rezolv? Și vine cum l-ai rezolvat pe egiptean el. O aflat, își dă seama că dintr-o dată se va afla. Și în voia lui Dumnezeu, cu toate că el nu știa, Dumnezeu pleacă la un seminar. Îl duce Dumnezeu în Madian și intră în casa lui socrusul, a preotului din Madian. Știți cât stă în casă cu socrusul? 40 de ani de zile. Într-o parte, în alta, te foiești, dai de soctul, de cumnate, de tot acolo. Dar acolo stă, acolo. N-are firma lui de oierit, n-are o oaie pe numele lui. După 40 de ani, la 80 de ani, când îl cheamă Dumnezeu, nu spune, Doamne, astea soiile mele, nu-l pot lăsa. Am aici ciobani angajați, am o grămadă. Nu, nimic. În 40 de ani acolo, doar îți dai seama la câtă matematică știa asta, la câtă bătaie știa asta, la câte lucruri știa asta, Dumnezeu îl ține la seminar. De ce? Pentru că vine testul pe care îl dă Dumnezeu și spune Scriptura despre el că ajunsese cel mai blând om de pe fața pământului. Bine, să faci declarații de astea e ușor de făcut, dar să vedem testul. Poporul evreu este recunoscut, citiți Biblia, ca cel mai enervant popor. Efectiv, li plăcea, nu contea că-i stâlpul din nor, că-i stâlpul din foc, că Dumnezeu tocmai atunci le-a dat de mâncare, ei mai vroiau ceva. La un moment dat l-a enervat pe Dumnezeu și pe Moise, l-a enervat, și Dumnezeu spune, gata Moise, dă-te la o parte, că eu îi nimicesc pe ăștia și din tine fac un neam mare. Nu vei mai găsi în istorie izraeliți, vei găsi moisiști, pentru că eu voi face din tine un neam mare. Dacă era în urmă cu 40 de ani, și credeți că spunea Moise? Doamne, nici nu trebuie să te compliști tare mult, mă ocup eu de ei. Mă ocup eu de ei, eu îi rezolv, uite, la stilul meu îi rezolv, nici nu trebuie 40 de ani. Nu trebuie, rezolv nisip este. Și se rezolvă problema cu ei. Iată-l acum, după 40 de ani, pe omul acesta,
care a stat în casă cu socru-su, care nu a avut nicio perspectivă, care poți spui că e un ratat acolo. Și nu înțelegi de ce. Că Dumnezeu îi spune, dă-te la o parte. Și omul ăsta se pune între Dumnezeu și poporul ăla încăpățânat. Îi spune, Doamne, decât să-i nimicești pe ăștia, mai bine șterge-mă pe mine din cartea ta. Și Dumnezeu spune, s-a meritat. Câteodată sunt lucruri în viața noastră pe care Dumnezeu le îngăduie când nu-ți vezi direcția, când nu-ți vezi scopul, când nu-ți vezi nimic, dar Dumnezeu te ține pentru alte lucrări. Dumnezeu te formează pentru ca să fii la un moment dat folositor în ceea ce El vede mai departe. Și 80 de ani nu sunt ani când ești prea bătrân ca să lucrezi pentru Domnul și să se înalțe numele prin tine, dar te ține în situația aia, că ești sub aripile celui prea înalt. Când ești sub aripile celui prea înalt, frații mei, îți dai seama că ai un scop, că ești la locul care trebuie. În timp ce alții pleacă afară și fac anumite lucrări și vin înapoi, tu ești la bază acolo. Tu asiguri un loc în care să poată fi vestită Evanghelia, să fii un ascultător, să fii o față senină. Eu vin la dumneavoastră, rar, am fost în 2019 ultima dată. Știi de ce mă bucur eu seara asta? Ca orice predicator, că am cui predica, slăvit să fie Domnul. Închipuiește ce ar fi să anunți un predicator oricare ar veni el și dintr-o dată să vină frate, eu în 2019 n-am putut veni, suntem vreo 3 care n-am putut veni, am venit să te ascultăm. Restul ei la alții o să te auzit atunci. Frații mei, ce predicator a spus slăvit să fie Domnul că am 3 ascultători? Bineînțeles că predic și la aia 3 ca și cum ar fi 1000. Nu e nicio problemă, dar orice predicator, orice slujitor se bucură că oamenii vin în casa Domnului, slăvit să fie Domnul. Eu mă bucur de cântările lor, ei se bucură de mesajul meu, alții se bucură de darul cărmuirii altcuiva și toate astea se fac sub aripile celui preanalt. Dar e foarte bine să fii acolo, să te odihnești acolo, să-ți găsești locul de odihnă acolo. Ori textul biblic ne spune că el e singurul loc în care de fapt te poți odihni. Spune unul dintre psalmi în felul următor, eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină. Pentru că aripile celui preanalt garantează locul de siguranță. N-ai nicio problemă. Am întâlnit oameni care au ieșit din sub zona asta. Au ieșit. Le mai spuneam la frați că de foarte multe ori circulând, anumiți frați spune, frate Virgil, azi la amiază mergi la noastră, la un restaurant, mergi cu niște oameni de afaceri din România. Vor ei să plătească masa și o să fim și noi acolo. Da, frate, nu contează. Unii ziceți, dumneavoastră, nu fac mofturi în direcția asta, nici nu... Așa, merg la masă. În timp ce eu mănânc liniștit pagheti, ce este acolo la masă, la meniu, ce mănânc, unul dintre ei mai galben așa la față, spune, băi, știi că la ăla eu venit DNA-ul dimineața la două cută cu mascați, cu așa, bun, eu mănânc pagheti, n-am nici o treabă. Dar celălalt spune, știu, băi, știu că a venit la așa. De eu întreb așa, între spaghete, numărul 1 și numărul 2, întreb, dar ăla era pocăit la care a venit? Da. Și mi-a dat ce ești speriat așa tare. Am făcut afaceri cu el. Deci viitorul era destul de sumbru. Frații mei, câtă vreme stai sub aripile celui prea înalt, știi sigur că din ea un ar căuta la tine. Și dacă a venit, știi sigur că a greșit adresa, cum mai fac ei câteodată. În țară se mai întâmplă. Știi sigur, de ce? Pentru că n-are de ce veni. Pentru că stai acolo și te odihnești. Nu stai și băi, vin cămătare, că am împrumutat niște bani, le-am spus că le dau, m-au amenințat, dar ce chiar vine să-mi tai degetul? Dar chiar vine să... Băi, dar cine te-a băgat pe tine în zona respectivă? Cine? Cumnatul? Că cumnatul are tiruri, deși să nu iau și eu? Cine te-a băgat acolo? De ce ieșiți de sub aripile celui preanalt? De ce nu rămâi la zona de protecție? Doamne ajută! Amin. Aș vorbi mai mult aici, frații mei. Aș vorbi mai mult. Însă aș vrea să vă spun foarte clar, întoarceți-vă în zona de siguranță. Acolo vă puteți odihni, cântați o cântare împreună cu soția și copiii, mâncați o bucată de pâine unsă cu ceva și vă culcați și dormiți liniștiți, fără să vă bată nimeni în geam. Și știți că dacă vine Domnul, vă ia și pe voi, lăudați să fie Domnul. Decât să stați cu cine știe ce bombe de mașină în garaj și să vă gândiți în continuu, sunt oameni care scoală noaptea, oare nu mi-au stricat ăștia că am camere de supraveghere? Că ăștia șmecheri care vin acum să-ți furi mașinile. Prima dată dezactivează camerele de supraveghere, apoi îți deschid ușa la garaj, apoi au sisteme și îți pornesc mașina, tu nici nu-ți dai seama de lucrul ăsta. Știți de câte ori scoală unul de ăsta pe noapte numai pentru și-a luat o mașină scumpă? Mai spune să doarmă liniștit, n-are cum! O ieși de sub zona aia și în domeniul cheltuielilor, frații mei, și în domeniul ăsta. Ei sunt oameni care în zilele noastre de astăzi, când se culcă seara, se culcă, se scoală dimineața,
Întreabă cineva, dar eu, da, și încă bine, am avut și visuri din partea Domnului și Dumnezeu mi-a vorbit și știu ce am de făcut. De ce? Pentru că ești sub ocrotirea celui preanalt. Frații mei, vă spun lucrurile acestea, nu mi le-am programat, dar trebuie să vi le spun. De multe ori numai ne sparge așa în figuri față de alții, de ce avem noi, ne luăm pe cap niște poveri care ne fură somnul, ne fură liniștea, efectiv. Și măcar dacă am avea la un moment dat acea limitare sau gândire pozitivă, dar nu avem nici pe aceea. Îmi aduc aminte că la un moment dat unul care toată viața lui era să ocupa cu spargeri, nepocăit, tot spărgea pe la unul, pe la altul și plăcea, tot înșusea, restul vindea și-o garnisit casa cu tot felul de trofee luate de la alții. S-a pocăit omul ăsta, s-a întors la Domnul bucuros, s-a întors la Domnul, l-a primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor și într-o seară, era o seară de evangelizare frumos la adunare și era un har și-o mai cânta frață și nu și predicatorul a fost o tercuș peste timpul de predicare, dar ăsta a stat cuplat acolo. Când s-a dus acasă, l-a prădat alții pe el. I-a furat de prin casă cam tot ce avea el pe acolo. Și ăștia speriați, băi, vii și faci și ăsta. Cu greu le-au adunat și acum au venit unul și le-au luat pe toate. Ăsta simplu, ridicam mâinile așa și, Doamne, mulțumesc că ne-ai trimis niște oameni ai tăi care mi-au luat tot ce am furat de la alții și dacă au mai rămas ceva, mai trimit eu odată. Pentru că avea o gândire pozitivă din punctul ăsta de vedere. Nu a intrat în depresie dintr-o dată. Că lucrurile vin și pleacă, el știu cum au venit și acum cum au plecat, era normal să pleci tot la fel. Însă, din punctul ăsta de vedere, e foarte important să ai o gândire optimistă, chiar și în situații dificile. Rămân aici. Prima condiție este să intri sub aripile celui preanalt. A doua condiție, rămâi în zona aceea. Doamne ajută, între frații tăi, rămâi acolo. La părtășie, cântă cu ei, roagă-te cu ei. La un moment dat, frații mei, foarte important, când ne pregătește Dumnezeu să ieșim în misiune și să slujim, e foarte important ce vorbim, ce verbalizăm. Uitați ce spune cuvântul Domnului, Psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. Mi-ar fi plăcut să spună meditează, că toți intrăm, medităm frumos. Doar n-ai de unde să-ți dai seama ce gândesc eu, dar... Frate, la ce te gândești? La cuvântul Domnului. N-ai cum să verifici treaba asta. Însă când vorbești, știi ce vorbești omul. De aia Scriptura vine și spune, zice despre Domnul. El este locul meu de scăpare, cetățuia mea și Dumnezeul meu în care mă încred. Ce vorbim noi? Ce vorbim? Ce zicem? Ce grăim noi? Pentru că dacă n-avem voce, dacă n-avem grai, dacă suntem muți, suntem scuteți. Dar dacă știm să vorbim de bani, de locuri de muncă, de cutare, cât dăm și a vorbi despre Domnul și despre împăratul nostru? De ce e important să vorbești despre Domnul? Pentru că lucrurile pe care le lauzi, în acele te vei încrede. Dacă lauzi banii, în aia te vei încrede. Dacă lauzi un doctor, auzi pe cineva că laudă un doctor, spui, băi, ăla e medic bun, e grozav, bun, mă doare în partea dreaptă, ci? Ficatul spune cineva că este acolo. Dar unde mă duc? Pac, se luminează becul. Pe cine ai lăudat, la el ai pleci. Pentru că l-ai lăudat. De aceea mergem atât de rar la Domnul în primul rând. De aceea mergem atât de rar. De aceea prima dată știm de ambulanță, știm de medicul cu tare, știm de prietenul cu tare, știm de șeful de clinică cu tare, pentru că tot auzim, e băiat bun, stă de vorbă cu tine, efectiv, se ocupă de tine. Oare când ar trebui să începem să vorbim? Domnul este locul meu de scăpare, cetățuia mea, adăpostul meu, este sprijinul meu, eram pierdut dacă nu era Domnul cu mine. Și frații mei, mântuirea în viața altora nu intră prin semne și minuni. Mântuirea în viața altora intră prin ceea ce rostim noi, ce vorbim. Spune Sfânta Scriptură că Petru a ajuns în casa lui Corneliu, trimis de Duhul Sfânt acolo. Și cuvântul Domnului ne spune că Petru venise de la Lida, unde o înviase pe Tabita. Petru putea să învieze morții. Și tocmai înviase pe o uceniță din cetatea respectivă. Mai spune Scriptura că la umbra lui Petru se vindeca oamenii. Petru nici nu știa de ce-s bolnavi ăștia. Dar umbra lui trecea pe acolo și îi vindeca. Efectiv. Deci Petru putea face minuni și grozave. Ca mântuirea să intre în casa lui Corneliu, m-aș fi așteptat ca Domnul să spune, trimite la Iope, va veni Petru, va face o înviere din morți, careva care moare prin zona pe aici. Îl înviez el și tu ai să crezi. Sau va face o vindecare. Că dacă Petru îl aducea la credință pe Corneliu prin învieri din morți, noi nu avem cum să lucrăm în domeniul ăsta.
Dacă făcea vreo minune, noi nu putem face minuni. Dar spune Scriptura foarte frumos și dați-mi voie să vă citesc. Faptele Apostolilor, capitolul 11, cu versetul 13, începând spune așa. El, Corneliu, ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger, stând înaintea lui și zicându-i, trimite la Iope și cheamă pe Simon, Ziș și Petru, care va face niște minuni, care va învia un mod. Nu, va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa. Cum pot fi mântuiți cei din prejurul nostru? Prin cuvinte, dar nu de euro. Nu de citare mașină ne-am luat. Nu ci serviți și binecuvântați sunt eu. Cuvinte despre Domnul Mântuitorul nostru. Ți-ai rezervat din timpul tău să-L mărturisești pe Domnul? Ți-ai rezervat din timpul tău să spui minunile Domnului? Ți-ai rezervat singur în casă să te auzi pe tine? Mare este Domnul, binecuvântat să-i fie nume. Că lauda Domnului te face să te întărești și să te încrezi în El. Pentru că continuă Psalmul 91. La început zici, Domnul este stânca mea, Domnul este cetățuia mea. Atenție ce spune versetul 9. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. Nu se poate să zici, să zici, să zici, să nu faci. Pentru că nu uitați, noi suntem copii al lui Dumnezeu. Câteodată mă uit așa prin adunare și mai văd câte unul din ăsta mititel, mai ales la noi, văd câte un copilaș mai mititel, așa, și îl ghiontesc pe un frate slujitor, zic, buriașul ăsta de pe hol, e a tău? Dar de unde ți-ai dat seama? Păi după cum mergi așa, după cum se zâmbește, îți dai seama că e a tău. Bucuros el că l-am identificat pe copilul lui. Frații mei, când noi ne-am născut în familia părinților noștri biologici, semănăm cu ei. La mers, la mimică, la zâmbet, la o grămadă de lucruri, semănăm cu ei. Când ne naștem a doua oară, în familia lui Dumnezeu, semănăm cu El. Știți care e una dintre caracteristicile Tatălui nostru Ceresc? Ce zice? Ia ființă. De-aia veți găsi pentru credincioși nu blestemați, ci mai degrabă? Bă, dar nu se prinde nimic. Nu, nu, nu. Înainte poate nu se prindea. Dar de când ești copil al lui Dumnezeu, binecuvintează-ți copiii. Binecuvintează-ți vecinii. La asta ești chemat. De aceea, când tu vii și rostești, Domnul este cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred, cuvântul ăsta creează și vrei, nu vrei, mai devreme sau mai târziu, faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. Că vorbești lucrurile astea, că le proclam, că te auzi vorbind lucrurile acestea. Mergem noi la pasul ăsta? Ne învățăm noi? Să nu credeți dumneavoastră când adunare, când cântă corul, așa, noi ar trebui, măriți să fie Domnul, n-ați avut și face, ați venit la repede. Nu, Domnul să vă binecuvinteze. Vii greu? Dacă ar trebui să binecuvântați din stocul vostru limitat, vă cred că ați face ca în seara asta. Când aveți mult dat pentru neamuri, nu? Dar Dumnezeu vă dă un șec în alb, măi. Un șec în alb. Și spune felul următor, eu vreau să torn tornente de binecuvântare. Tu doar binecuvintează. Te întâlnești cu cineva și auzi, frate, mă doare ceva. Dumnezeu să-ți dea multă sănătate și putere și tărie. Auzi o fată, frate, dacă știți un băiat care, Domnul să-ți dea o casă liniștită, te doare gura să spui și ia ființă, lăudat să fie Domnul. La câte fete și băieți m-am întâlnit, eu și auzăm că nu-i însurat. Și îi spuneam așa, este o bucată de timp, frate, știi că cuvântul ăla s-a împlinit? Mărit să fie Domnul, așa trebuie. Se împlinește cuvântul. E o formă de a zice în așa fel ca omul să fie binecuvântat, să întărit. Ne-am obișnuit în comunitatea noastră să luăm anumite aspecte negative. Câteodată vine cineva și spune, domnule, am avut un accident, mi s-a spart un cauciuc și este cineva așa mai, așa îi spune, așa trebuie, măi. Și omul ăla își dă seama ce. Noi am luat cuvântul ăsta și l-am dus la bine. Și vine cineva și spune, băi frate, mi-a dat Dumnezeu un serviciu bun. Așa trebuie. Așa trebuie. Băi, omule, m-am căsătorit cu o fată bună. Așa trebuie și ție. Frate, dar cu ajutorul Domnului mi-a schimbat bicicleta cu o mașină. Așa trebuie, măi, și ție. Am luat lucrurile alea care altă dată le dădeai și le aducem în sânul ăsta al binecuvântării, ca în așa fel biserica Domnului să fie un loc al binecuvântării, al harului. Ți se dă un cec în alb. De ce ți-e greu să rostești? De ce ți-e greu să spui? Știți că sunt oameni care le foame de asta? Toată săptămâna nu le zici nimeni nimic. Vin într-o comunitate când la un moment dat sunt oameni, mă bucur că ești aici, Dumnezeu să te binecuvinteze, îl îmbrățișez. Știți că omul ăla vine și vrea să stea mai în preajma ta? Pentru că nicăieri în lumea asta nu găsești așa ceva. Sunt 8 miliarde de oameni aproape.
Majoritatea din ei își duc viața singur și mai ales că n-au necazuri, n-au unde să duce. Biserica sub aripile celui preanalt, când se unește dintr-o dată toți puii Tatălui Ceresc, copiii de Dumnezeu și se roagă, Dumnezeu intervine, slăvit să fie Domnul. E o bucurie, e o onoare, frații mei. A treia condiție este să zici ceea ce crezi. Și ultima condiție este să-L iubești pe Domnul slujindu-i. Spune Sfânta Scriptură, versetul 14, fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi, îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. A iubi pe Domnul, spunea Domnul Iisus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Dumnezeu ne cere și Domnul Iisus ne cere să-L iubim pe El păzind poruncile, umblând în voia Lui. Și totodată poruncile acestea lui Dumnezeu te pun în aplicare să lucrezi. Când îți vorba de poruncile Domnului, nu ieși de sub arele celui preanalt decât când primești poruncă. Mergi în misiune când primești poruncă și te întorci înapoi la bază pentru a primi o nouă misiune, poate, sau un timp de odihnă când Dumnezeu din nou te întărește. Sunt foarte mulți frați slujitori și păstori care pleacă și pentru că lucrarea e mare și pentru că trebuie de făcut, ei lucrează până la epuizare. Și cele mai mari pericole este atunci când ești obosit. Și cele mai mari pericole este atunci când ești extenuat. Și pe ei învinge pentru că se găsesc pe un teritoriu și sunt osteniți de lucru. Păi dar cine te-a pus pe tine să te duci să lucrezi peste măsură de putere? Pentru că spune Sfânta Scriptură, vom secera dacă nu vom cădea de? Păi dar cine te-a pus pe tine să lucrezi în ogorul altuia? Mi-aduc aminte de un păstor mai în vârstă așa, care la un moment dat l-a lăsat pe un alt frate, păstor mai tânăr, să slujească în biserică și el a rămas la îndemână, cum rămân și frați slujitori la dumneavoastră. Și ăla mai tânăr așa s-a dus la o familie care știa că are probleme să rezolvi, ce nu a rezolvat ăla aproape toată viața, s-a dus el, a stat până dimineața la 3, iar a venit a doua zi, iar a stat, iar s-a mai dus la altă, s-a mai dus la altă, eșec, după 2 luni de zile vine abia târându-și picioarele, gata, eu dau demisia. Dar ce s-a întâmplat? Păi a fost la aia, nu se împacă, dincolo e așa, dincolo e așa, dincolo e așa, acolo nu merge lucrurile, așa nu merge bine. Ce zici dumneatale să fac? Doar nu merge nimic. Și păstorul în vârstă, eu zic, măi băiete, fă și tu și poți și mai lasă pe Dumnezeu să facă ceva. Că de foarte multe ori ne implicăm în anumite lucrări de a-mi crede că biserica e a noastră. Nu, e a Domnului Iisus. Amin. Tu fă-ți partea ta. Fii credincios pe segmentul tău. Lucrează acolo cu înțelepciune, cu cumpătare. De foarte multe ori văd oameni osteniți. Slujește Domnului în măsura în care El te trimite. Vă amintiți dumneavoastră, eu am mai vorbit cândva la dumneavoastră de lucrul ăsta, dar nu-i rău să vă repet, când se întâlnește pentru prima dată Domnul Iisus cu Petru după vânzarea și trădarea lui Petru, se întâlnesc pe malul Mării Galilei. Și acolo are loc o discuție. Și Domnul întreabă pe Petru, mă iubești tu, Petru, mai mult ca toți ceilalți? Și Petru spune, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și m-aș fi așteptat ca Domnul să spună, îți mulțumim de declarație. Cum și noi credem că îi mulțumim Domnul, că îi spune, Doamne, așa Te iubim. Dar Domnul spune, dacă mă iubești, paște. Adică slujește. Paște melușeii, paște oițele și paște oile. Dacă mă iubești, paște. Slujește ceva poporului ăsta care se adună sub aripile mele. Cu ce slujești tu poporului Dumnezeu? E adevărat că în anumite situații lui Petru nu i-ar veni să pască pe ceilalți, să slujească celorlalți. L-a nervat, l-a supărat. Poate cineva mai comenta, ăsta l-a vândut pe Domnul și ne dă nouă lecție de moralitate acum. Îți vine să nu mai. Dar întrebarea pe care ți-o pune Domnul totdeauna, mă iubești tu pe mine? Nu pe ei, pe mine. Dacă mă iubești pe mine, slujește-i. Slujește-i. De foarte multe ori slujim pe Domnul prin prisma fraților. Și Domnul este Cel care se prezintă în mijlocul nostru. Și când noi cântăm fals, El nu iese afară. Și când noi ne bâlbâim la predică, El rămâne între noi. Și El rămâne aici până la urmă, la rugăciunea din chierii, când spunem, Doamne, păzește-ne, să spună, trimit îngerii mei să fie cu voi, slăvit să fie Domnul. Nu dispare de aici pentru că pe noi ne enervează muzica sau ne enervează nu știu cine. Nu, rămâne aici să ne binecuvinteze. Ne păzește copiii și pe noi. Și la un moment dat ne așteaptă din nou la următoarea slujbă care va fi, din câte îmi dau eu seama, mâine seară. Din nou Domnul Iisus va fi între noi. Nu știu cine va mai fi, dar Domnul Iisus Hristos va fi între noi. Și spune, Domnule, l-am păzit pe el, familia lui, i-am păzit tot. Ce face el? De ce nu vine? L-a enervat de zi-l neagru. Nu știu, eu zis lui, l-a enervat și a spus că nu mai vine. Păi, dar el are legământ cu mine, nu cu Virgil Neagu, măi.
Deci el neagră un fel de praf. El cu mine are legământ. De ce nu vine să slujească cu darul lui? De ce nu vine să binecuvinteze cu gura lui? De ce nu vine să cânte laudele mele? De ce nu vine în cor, măi? L-a enervat dirijorul. L-a enervat nu știu care. Frații mei, pe cine ne răzbunăm noi pentru asemenea nimicuri? Pe Domnul care ne binecuvintează constant. Pe Domnul care ne binecuvintează constant. De aceea, frații mei, când intri sub aripile celui preanalt, în primul rând ai intrat, apoi rămâi, apoi acolo verbalizezi, te înveți și când te trimite Domnul misiune, tu nu vorbești de altceva. Mare-i Domnul, puternic-i Domnul, numele Domnului este înălțat, dai citate din psalm și oamenilor le crește credința și prin cuvintele acestea vine mântuire, vindecare și salvare. Slăvit să fie Domnul! După care tu continui să slujești fraților tăi. Unii dintre ei nu știu să te aplaude decât pe obraz. Alții dintre ei nu știu să se comporte. Dar nu e asta important. E important Domnul. Vreau să închei mesajul meu cu ceea ce am mai spus eu, parmisă, dar vă repet. Un englez a auzit odată la un buletin de știri, așa, la un reportaj făcut de niște oameni din Africa, că s-au prezentat ei acolo, care avea nevoie de Biblie și să le spună cineva de mântuire, că ei nu au în zona aceea Africii. Ăsta avea o fabrică foarte mare cu director adjunct, cu producții, câștigau o grămadă de bani și era și un om de afaceri, dar era un tip consacrat lucrării și misiunii. Și dintr-o dată pentru el a fost momentul când Dumnezeu îl cheamă să iasă de sub aripi, să plece misiune. Și pentru că avea resurse, s-a interesat de unde să face reportajul, o identificat pe bază de reporter unde a făcut reportajul, în ce zona Africii, o văzut limba, o dat la tipărit niște Biblii, o făcut un stoc de Biblii, le-a trimis cu avionul cargo înainte, după care el a pus firma la locul ei, și-a luat 2 săptămâni concediu și a plecat el personal să ducă să le vestească Evanghelia, să le împartă la ea Biblie. A ajuns în zona aceea, s-a cazat la hotel și apoi a plecat unde s-a făcut reportajul. Când a ajuns acolo erau niște negri pe la o bodegă, acolo stăteau și a zis, domnule, s-a făcut aici un reportaj despre niște Biblii și despre, aș dori să știți de Hristos. Eu am venit aici, vorbea el pentru un translator, am venit aici să vă spun. Eu spun, nu, domnule, noi știam că creștinii au bani, metade unii vii, din Anglia, lire sterline au... Ai adus bani aici? Păi noi nu interesează Biblie. Nu ne interesează ce vrei dumneavoastră. Păi noi interesează banii să mai bem, să ne mai distrăm. Ai ceva bănuți pentru noi? Sau nu? Băi, oameni buni, eu am venit din Anglia, măi, eu am luat 2 săptămâni concediu să vă vorbesc. Băi, domnule, nu ne interesează ce vrei să vorbești tu. Vrei să ne ajuți cu ceva ca să ne mai distrăm noi? Bine. Dacă nu, noi de-aia am făcut reportajul ăla. Tu chiar ai căzut în plasă și ne-ai crezut, nu așa? Ăsta vine înapoi la hotel. Își dă seama că o tipărit Biblie degeaba, că ăștia nu sunt interesați. S-a plecat pe genunchi și a spus, Doamne, eu mi-o biliat înapoi. Am vrut să vin să ajut, dar oamenii ăștia nu merită. Oamenii ăștia mă tratează cu refuz. Oamenii ăștia nu mă tratează cum trebuie. Nici împărăția ta nu tratează cum trebuie. Eu mă întorc înapoi, ei nu merită. Și la urechea lui s-a auzit o voce, dar eu merit? Doamne, dar ei nu merită, uite cât am investit eu ei. Eu merit? Și și-o dat seama cu cine șoptea la ureche. Și-o zis, Doamne, Tu meriți. Dacă eu merit, du-te și le slujește la oamenii ăștia. A mai rămas 2 săptămâni. Nu pentru că meritau ei, ci merita cel ce l-a trimis. Când ești în biserică și ai o voce bună, nu cânți pentru că merită cineva. Merită cineva care în loc te-a scos din șanț, te-a scos din pierzare și te-a dus în biserică, slujește-le lor. La un moment dat, unul s-ar putea să nu știe muzică și își dă și el cu părerea. Tu slujește Domnului. Doamne, ajută-mi. Slujește pentru că El merită. În slujba în care te-a pus Dumnezeu. Intră sub aripile celui preanalt. Pentru oamenii aceștia care intră sub aripi, care rămân acolo, se odihnesc. Pentru oamenii care verbalizează, mare-i Domnul, bun este Domnul cu mine, puternic este numele Lui. Pentru oamenii aceștia care îl slujesc pe Dumnezeu, iubindu-L și arătându-I dragostea. La oamenii ăștia Dumnezeu are tot interesul să trimită îngeri împrejurul lor. Dacă ajung la strâmtorare, îi asistă la momentul respectiv. De ce? Pentru că ăsta e oamenii pe care Dumnezeu îi binecuvintează. Iubitul meu, și eu și tu trebuie să ne încadrăm aici. Dacă ne încadrăm aici, Dumnezeu are resursele, puterea și harul să facă psalmul 91 aplicabil pentru fiecare dintre noi. Să ne ajute Domnul. Luați-l și așa mergeți acasă. Trăiți-l lucrul ăsta și să ne ajute Dumnezeu să ne saturi cu viață lungă. Și mai spre sus de viață lungă să ne arate mântuirea sa. Amin.